Dumitru Radu Popescu a fost prezent la Giurgiu în urmă cu câteva zile la lansarea volumului America de acasă al dramaturgului Mircea Meionescu, director al Teatrului Tudor Vianu, acolo unde a fost prezent și scriitorul Dan Mucenic, director al Bibliotecii Județene Ia Basarabescu. La scurt timp, acesta a fost contactat de către reputatul academician, care i-a propus ca editura pe care o conduce să reediteze două volume din colecția Biblioteca Giurgiuveană. Vreau să vă spun că editura Semne din București dorește să preia volumele din Biblioteca Giurgiuveană pe care să le răspundească în toată țara. De curând, prezent la Giurgiu, academicianul Dumitru Radu Popescu, fostul președinte al Uniunii Scriitorilor și actualul director al editurii Academiei, mi-a propus chiar ieri, asta e o știre de presă, dacă vreți, chiar ieri seară, în jurul orei 21, să îi prezint până la 1 septembrie două proiecte legate de doi scriitori giurgiuveni care să nu mai fie propuși, ci impuși de către editura Academiei, atenției marelui public, eventual și manualelor școlare. Dan Mucenic a decis deja ce volume să propună editurii Academiei. Este vorba de opere ale unor autori giurgiuveni de mare valoare. M-am gândit să fac o antologie Emanuel Bucuța, în care să alătur romanului Maica Domnului de la Mare și două, trei reportaje din volumele lui Pietre de Vat, patru volume uriașe pe care nimeni nu le-a mai luat în seamă după stingerea lui din viață, și câteva dintre poemele sale. Mă gândesc apoi la Nicolae Crevedia, la antologia pe care deja am scos-o cu volumele sale de poezie de până în 47, la care s-a dat și acest bacalaureat al lui Puiu, pentru că celelalte două romane ale sale, Buruieni de dragoste și Iubire cu termen redus, sunt niște texte de dimensiuni mari. Colecția Biblioteca Giurgiuveană a adunat în scurt timp de la înființare 19 volume aparținând unor scriitori giurgiuveni sau a căror activitate a fost strâns legată de Giurgiu. Ea a fost înființată la inițiativa lui Dan Mucenic, cel care coordonează aparițiile editoriale din colecție.